Patriarhiei a avut loc astăzi o ședință consultativă între reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor și reprezentanții forțelor de ordine. În cadrul ședinței consultative cu reprezentanții forțelor de ordine, Poliția și Jandarmeria Română, Ambulanța București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliția Locală București, Părintele Costel Burlacu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, le-a prezentat acestora programul cadru adoptat pentru sărbători.